Capitolul 5 Anania și Safira Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după trei ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?" Da," a răspuns ea, cu atâta." Atunci Petru i-a zis, Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului?" Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Izbânda apostolilor prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Apostolii închiși și izbăviți însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pismă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis, Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel. Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni în lăuntru. Când au auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus, Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci, capitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului, și marele preot i-a întrebat astfel: Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră, și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Apostolilor li se dă drumul. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoate puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât, și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el, și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun: nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de El, și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Isus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie badjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.